care te hit-a în trecut. Să rog unul cu ăsta care mi-a hit-a în trecut. Asta aș vrea, te-am trecut. Da, dar nu mai am zis, eu văd că ăsta alt frate cu ei. Ascult. Dacă tot vin, să vină în familie, dacă vin. Uh-huh. Nu? Am trecut, a venit destul de bine. A venit bine, da. Mulțumim. Super. Da. Un loc de 7 pe ea. Super. Super. Pentru prima dată și nu... Da, așa, așa. Și nu pregătiți special pentru... Pentru etapa asta, pentru da. Pentru etapa asta, da. Le-am luat de la un maraton, i-am băgat la altul. Ca asta e de... Mai spartan așa, nu? Da, ne-a venit ideea atunci pe loc cu un prieten. Băgăm, băgăm. Și el după aia până la urmă n-a mai băgat, dar nu-i problemă. Eu am rămas pe... Ați văzut? Și ați venit da. Și anul ăsta și da, o să veniți și da, la anul? Foarte, foarte mult. Foarte, e un maraton adevărat. Așa este, o distanță mare. Zice, columbelul voiajor. Cei care... Și corect, da. Și corect, mai ales corect, da. Pentru că toți au distanțe mari. Ce se întâmplă dacă ne e milă de porumbei și spunem vai, îmi spun, băi, sunt nebuni ăștia, bagă la așa kilometri. Păi, stai cu voiajor. Da. Păi ce facem? Nu-i selectăm? Îi ținem an de an acasă ca să ce? Ce să face cu ei? Să-i transformăm în ploști sau ce? Nu, nene, nu. Ce-i mai bun să rămână? Păi sunt frați care merg, frați care nu merg. Deci au eu problemă. Nu se orientează la fel de bine ca ăștia. Nu sunt la fel de bun ca ăștia. Da. Nu toți frații sunt la fel și eu am un frate. Nu e la fel ca nu semăn la sos? 100%, nu? Nu semăn deloc, doar... Deci nici ca nimic, deloc nu semănă. Nu? Da? Temperament? Deloc nu semănă. El are alt temperament, altă... Puștiul dumneavoastră îi plac porumbei? Da. Păi zburăm în tandem, doar distanțele astea le facem în tandem, atât. Restul celelalte le facem în tandem. Da? Eu mai sunt cu fotbal. Fotbalești? Joci undeva? La Megidia. La Megidia aici? Bravo! Mulțumim frumos! Cum v-a mers în 2022? Eu zic că sunt... Mulțumit de rezultate? Da, eu zic că la palmares maraton extrem. Asta ar fi da? Categoriile preferate? Da? Fondul maratonul? Da, maraton. Maraton. Nu mai maraton. Cred că s-ar putea să fiu la palmares locul 1, pe județ. Pe Constanța, nu? Da. Anul trecut am avut la normă olimpică, am avut un loc 7 și loc 14, parcă la Marasma, atunci, mai zice. Da? Dar am fost trei sporurile a fost până în mie, că lumea, nu există porumbel de până în mie și peste mie, ba da, mie mi-a devenit. Da. Și eu sunt ăla care se uită la amănunte, de ce vine ăsta de la și ălaltul da. Să pierde. În primul an tu spui zbor la maraton. Toți sunt mulți sunt acasă, dar din al doilea an trebuie să fiu atent, care îl fac peste mie, care nu. Pentru că nu vin toți. Și mi-am bătut joc de cei care vin bine, de porumbei care vin bine până în mie, pentru că i-am băgat peste mie. Și au venit foarte bine primul an, am avut locul 1 pe județ la tineret. Da, am avut locul 1 pe județ în mai mulți ani, așa, la maraton pe județ la un an, la tineret. Și... Anul următor, peste mie. Da, i-am pierdut. Deci clar, nu. Este clar. Porumbelul de distanțe foarte lungi, porumbelul de distanțe foarte lungi. De ce? Pentru că așa îi selectezi. Da. Și sunt deosebiți. Și la mână. Pentru, na, fiecare categorie își are caracteristici. Sigur că da. Și dacă nu ești atent la asta, mai am încercat să-i separ așa, la un an nu mă uit, toți, dar s-au schimbat trestorile alea. Deci au sărit un pic peste mie anul ăsta și nu a fost bine. Dacă mă gândesc că dacă ajutam cu cei care au venit bine la 800-900 acolo, dacă jucam la fonduri anul ăsta, pentru că noi le-am făcut din Polonia, mă gândesc că era mai bine. Dar am scăpat asta, nu știu. Dacă la anul... Viitorul e în față. Da. Dacă anul viitor rămân așa pe Polonia, fondurile, cred că o să merg la fonduri cu ei. De ce? Să-i țin. Da. Să-i mențin. Pentru că altfel îi pierd. Dacă îi bag la peste mine, i-a pierdut. Nu, vin, să nu, dar... Nu vin, dar nu vin de frunte. Nu vin. Vin, dar vin târziu și se pierd. Vârfurile se pierd. Schimbarea de rută v-a afectat? Cum vi se pare Polonia față de Ucraina? Schimbarea de rută... Păi eu n-am zburat pe... N-ați zburat pe Ucraina deloc? Ba da, dar nu m-a interesat Ucraina în special. Păi am luat de la Polonia, am băgat la... Unde am băgat noi la pe Ucraina cu Dolju. A, da.
la... Nu mai contează, mă rog. Da, i-am băgat cu acești astfel, dar am uitat cum îi zice la lucrurile, dar trebuie cu același seama. Și au venit și de acolo, au venit și de acolo. Nu e o problemă asta pentru porumbe. Dar ați zburat cu aceiași porumbe și pe Ucraina și pe Polonia? Da. Și n-ați pierdut? Ați avut pierderi? Nu. Da, interesant. Le-am luat de acolo, le-am dus dincolo. Nu a fost problemă. Pentru că era deja ultima etapă, era... Da, da. Unde zbura domnul Bătăjescu, naționalul ăla? Am un lapsus. În Ucraina. De nu mai intră acum. Ultimele etape le duceau ei. Sau ce lapsus am. În fine, am luat și acolo și acolo. Dar am luat și Harkov și... Unii au venit bine și porumbei și de acolo, dar se zice că nu e bine să iei de pe partea pe alta. Mulți au pierdut, să știi, păstări. Da. Să știți piață. Cum se face la noi, se schimbă planurile de nivel, direcțiile în fiecare an. Localități de lansare a noi, da. Da, este un dezastru pentru porumbei noștri, dar dacă cineva ar sta și ar lua în calcul și chestia asta, ar observa că noi avem porumbei foarte buni, noi românii. Mai bun decât alții. Zburați la sânge, da. Așa la sânge. Deci noi zburam. Noi zburam porumbei. Nu ne uita la ei. An de an zboară. Da, sunt crescători în Belgia, în Olanda, care zboară în porumbel cu sigură etapopan. Da, atât. Da. Sau două. Maxim. Cei noștri sunt super maratoniști, dacă e să văd. Trebuie să începem să ne apreciem și pe noi. Și să ne apreciem pe câștigătorii noștri. Nu să-i... Persiflăm așa, nu? Să-i apreciem, că asta e. Te l-avem pe domnul Stanca. A fost mai devreme, domnul. Deci, nu. Cu toate suspiciunile, domnule, a făcut, Andrei. Tu mi-ai vin porumbei. Îi vin porumbei, ce să-i faci? Da, așa e. Zburați în județ cu dânsul, am înțeles că sunteți din Megeria, nu? Da, din Megeria, da. Cum vă numiți? Îmi puteți spune, vă rog? Eu sunt Intanior, vă numesc. Ah, înțeles. Am zburat în tandem Ismail plus Iusei. Cenol plus... Nu, Ismail plus Iusei. Da. Mă bucur că s-a de vorba. Da, și mie mi-a făcut plăcere. Da, succes mult dumneavoastră, vă doresc. Se stimă.